O întâlnire specială generată de o persoană specială, pentru mine cel puțin Amalia Elena Constantinescu, face parte din categoria ființelor pe care le port întotdeauna, dacă nu în gândul meu, în inima mea, acolo în zona aceea în care revenim ori de câte ori simțim nevoia să respirăm profund. Acolo, repet, Amalia se regăsește de fiecare dată. Amalia este sortită să aibă, eu știu, spațiu privilegiat în inimile noastre, pentru că o merită din prin șans să argumentez ceea ce am spus până acum. Amalia are vârsta la care ființa umană se regăsește în toată splendoarea ei. Și mă refer la vârsta intelectuală, la vârsta spirituală, la vârsta afectivă, toate crescute frumos pe trunchiul vârstei biologice. Amalia este, cu alte cuvinte, la ora la care poate să spună cu voce tare, fără să se înșele, desigur că pot exista ezitări, pot exista și minusuri, dar în cazul Amaliei, care este o ființă profundă, o ființă empatică, o ființă care se prinde de lucruri cu niște antene extrem, extrem complicate, ezitările și minusurile cred că sunt foarte puține și, dacă sunt foarte greu de sesizat, pot fi reparate, cu alte cuvinte, mai ușor. Bună ziua! Amalia a intrat în conștiința noastră comunitară, în conștiința publică argeșană, în calitate de poetă. Este autoarea cărților de poezie pe care am să vi le prezint în ordinea în care au apărut. Poezie cu deosebire, există și o carte de recenzii, cronici literare și articole. Începem însă cu Timpul unei flori. O cătucică delicată precum Amalia a apărut în anul 1995 și este practic pragul dincolo de care, trecând, Amalia a demonstrat că este poetă, că are fibră, structură, vibrație de poet. În 1996, acestui volum de debut îi urmează o cărticică de același fel, delicată, cu alte cuvinte, comercianții, iată, de cuvinte. De-al minte, floarea și cuvântul sunt motive care apar frecvent în creația artistică a Amaliei. Trece timpul, Amalia este genul de autor care are nevoie să acumuleze, care are nevoie să decanteze, așa că ajungem în anul 2000 cu Durere în Paradis. Paradis, floare, durere, cuvinte, apar încă două motive. Eu știu, reușesc să se șlefuiască, ele existau, preexistau, dacă vreți, în poeta Amalia Constantinescu, acum însă ajung să se exprime în toată frumusețea lor. Mergem în anul 2009 și ajungem la cartea unică în acest moment de, cum spuneam mai devreme, eseuri, cronică literară, clipe și gânduri, dedicată autorilor din Argeș și nu doar din Argeș, din întreaga țară, pentru că anul 2013, așa cum remarcă foarte frumos în cuvintele pe care mi le-a trimis pe mail Amalia, ajunge Amalia în 2013 cu acest volum de poeme Saiuri la plinătatea, la maturitatea, la înflorirea aceea despre care vă povesteam mai devreme. Înainte de a vorbi despre Saiuri, pentru că în fond Saiuri este cumva pretextul principal al dialogului nostru de astăzi, câteva cuvinte despre poezia Amaliei Constantinescu prin prisma celorlalte volume de până acum. Amalia este o ființă, vă spuneam și mai devreme, empatică și profundă. Este o ființă care reușește să intre în miezul lucrurilor, studiindu-le cumva concentric, dă târcoale. Din ce în ce rotocoalele acestea se strâng, își micșorează diametrul. Încearcă să prindă cu simțurile. Este o senzorialitate, mă iertați, extrem de rafinată. O senzorialitate care are ca reper evident, Amalia este o sfioasă, discretă, o delicată, cuvântul. Cuvântul care în cazul nostru înseamnă gură, buze, limbă, un alfabet, un limbaj extrem de bine pus la punct, extrem de ordonat. În cazul Amaliei, cuvântul înseamnă mai mult decât atât. Nu înseamnă doar ce v-am spus eu până acum. Amalia se slujește de cuvânt așa cum se slujește de simțul pipăitului, așa cum se slujește de vedere, așa cum se slujește de auz. Deci Amalia încorporează în cuvânt, pentru ea cuvântul are valoarea tuturor simțurilor cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și încă auria în plus. Simțul acela care ține de diafan, de inefabil,
de zona care trece dincolo de noi și pe care cei mai sensibili reușesc să o acceseze într-un anume moment al vieții, un momentul de solaritate. Numesc și iată că eu zic că această sintagmă o descrie pe Amalia cel mai bine acum. Amalia a ajuns într-un moment, în momentul de solaritate al existenței ei poetice. Și acum să ajungem, să mergem la Sayuri. Bănuiesc că vă sună cunoscut, da? Cei care ați citit Memoriile unei geișe de Arthur Golden, cei care ați văzut filmul creat după această carte, știți cine este Sayuri. Sayuri este geisha, numele de geisha, al personajului principal feminin din carte și din film. Într-o traducere aproximativă, pentru că Japonia și limba, dialectul, dialectele de acolo ne rămân totuși străine ca nuanță profundă, Sayuri înseamnă floare de crin. Este o carte care a fost lansată anul trecut, la scurt timp după ce a apărut în București, la librăria Mihai Eminescu. A beneficiat de prezența unor nume cu sonoritate din critica de la ora actuală de la noi, și mă refer doar la Daniel Cristea Enache și la Emil Lungeanu. Iată deci că Amalia nu rămâne un scriitor de provincie, nu rămâne cantonată în ceea ce înseamnă, eu știu, praful acesta care la un moment dat reușește să își pună o amprentă ușor neplăcută asupra noastră. Amalia reușește cu tenacitatea ei caracteristică, de altfel este și născută în zodia leului, leii sunt niște indivizi care știu să meargă drept la țintă, a reușit să treacă dincolo de granițele, de hotarele provinciei noastre. De ce geișe? Amalia încearcă să explice, are două explicații, una la îndemână, i-au plăcut foarte mult și cartea și filmul, și a doua explicație este mai profundă, ține pe undeva de faptul că printre cele trei facultăți pe care le-a terminat, teologie, științe juridice și psihologie, ține cumva, repet, de faptul de relațiile, de rezonanța pe care psihologia a avut-o în cei 3 sau 4 ani cât a studiat-o. A studiat inclusiv motivul cultural al geishei în cadrul acestei facultăți, în cultura japoneză și cu ramificațiile respective în cultura lumii. Cartea aceasta, la care se gândește, la care s-a gândit, mai bine zis, din anul 2007, merge pe acest tipar al geishei. Acum, eu nu știu dacă Amalia s-a visat, continuă să se viseze geisha. Este liberă să o facă, mi se pare un vis superb acesta, ce ar fi ca toate femeile din lume să devină la un moment dat, fie și pentru o clipă în viața lor geisha, cred că ar fi superb, cred că rotația Pământului, eu știu, s-ar schimba într-o manieră radicală. Nu știu dacă Amalia și-a dorit să fie geisha, presupun însă că și-a dorit să fie geisha. Cert este că în această carte, dorința ei, filtrată, trecută prin ceea ce a învățat, prin ceea ce a citit, prin ceea ce a impresionat-o, a reușit să prindă un contur original, un contur determinat, un contur bine definit. Geisha Amalia, geisha din această carte, reușește să-și păstreze și inocența, reușește să-și păstreze și o pondere semnificativă de eteric, deci și etericul, și reușește să transmită și, eu știu, sentimente, dureri, suferințe, chiar frustrări general umane, care nu sunt comune, deci numai extremul Orient, care ne sunt comune nouă tuturor. Amalia Constantinescu este, să știți, și nu cred că a fost sau că va fi să mai fie într-un alt moment al vieții, cred că în structura ei de leu luptător, care a reușit să treacă peste barierele pe care le știm cu toții, cred că este pe undeva și geisha. Amalia rămâne, în fond, o ființă de o candoare care, știu eu, ne dă lecții multora raportat la ceea ce trăim cu toții în ziua de astăzi. Amalia este ființa care vrea să vadă, în general, partea frumoasă a lucrurilor și într-o lume urâtă, într-o lume părtinitoare, în sensul că este de partea urâtului, Amalia ridică foarte sus standardul acesta al frumosului, al binelui, al lucrului care merită valorizat pentru că el este valoare în sine. Mai departe, prin scritura ei, Amalia ține de plutirea aceasta teribilă, invizibilă, pe care o presupune existența de geisha.
întotdeauna mi-au atras atenția în lucrările, în poemele Amaliei Constantinescu, ce credeți? Dincolo de cuvintele pe care vi le-am explicat, am încercat să le explicitez de altfel mai devreme, semnele de suspensie, punctele de suspensie. Amalia folosește foarte multe puncte de suspensie. Sigur că un exces de puncte de suspensie, la un moment dat, devine, poate deveni supărător. Nu însă și în cazul Amaliei. La Amalia, punctele de suspensie sunt tocmai semnul care individualizează această esență plutitoare. Esență plutitoare care este deopotrivă Amalia Constantinescu, este deopotrivă geisha Amaliei Constantinescu și este geisha în accepțiunea ei generală. Câteva cuvinte acum despre geișe, ca să vedem cam unde o încadrăm pe Amalia și pentru că și mie mi-au stârnit curiozitatea informațiile pe care vreau să vi le ofer acum. Nu știu dacă știți, dar primele geișe din instituția, din istoria acestei instituții a geișelor, n-au fost femei, au fost bărbați, artiști, profesioniști. Se numeau, sper să pronunț corect, Hokan. Hokan, așa li se spunea, bărbaților geișe. Și știți foarte bine că erau obligați să stăpânească artele tradiționale la perfecție. Asta însemnând arta dansului, arta cântului, arta cuvântului. Erau obligați să știe să poarte o conversație și inteligentă și desfășurată într-un ritm armonios, arta gesturilor frumoase, să știe la perfecție ce presupune ceremonialul ceaiului sau ceremonia ceaiului. Nu aveai voie să le atingi, aveai voie doar să respiri în preajma lor, inclusiv în preajma acestor bărbați despre care v-am făcut vorbire. Momentul de glorie însă îl cunosc geișele în secolele de al XVIII-lea și al XIX-lea. Geisha, în terminologia japoneză, geiko, cred că asta este pronunția corectă, era, eu știu, floarea care atingea supremația, perfecțiunea. Erau și ele, eu știu, așezate ierarhic, sub geiko se afla maiko, era ucenica de geisha, cea care învăța să devină geisha, era posibil să nu reușească și atunci rămânea servitoare, rămânea ucenică pe vecie în casa geishei și mai era onsan, așa numita geisha de baie, geisha care îți atingea unui un prosop umed și care la o adică, contra unei sume, îți oferea și alt tip de plăcere. Deci, iată că nici cu gheișele nu știm foarte bine cum stau lucrurile noi europenii. Avem o imagine ușor deformată și filtrată prin prisma grilei noastre de valori. Acolo însă, gheișa este, în opinia mea cel puțin, un mit. Este un arhetip al culturii și al civilizației japoneze. La fel ca samuraiul, la fel ca șogunul, bine, șogunul era samurai, deci iată că avem principiile masculin și feminin, specifice acelei filosofii din zona despre care facem vorbire, foarte bine, foarte clar reprezentate. Geisha, principiul, arhetipul feminin și samuraiul, principiul sau arhetipul masculin. Voi începe cu poemul Iubește-mă, tocmai pentru că Amalia presupun că iubește în felul ei tot ce se poate iubi pe lumea asta. Iubește-mă când vin din vignovatele zăpezi, munți întreși pe suflet de ură și venin, cu triste nunți pe umeri. Vezi? Cu ochi pierduți în zări ce nu revin. Iubește-mă cum dor neliniștit, nebun pe care îl visează doar poeții și pelerinii ce iubirea o supun, sfidând cu moartea lor sfârșitul vieții. Iubește-mă cu frumusețea crudă și o lasă îndreacă sălbaticul fior. Iubește-mă, nu-i nimeni să o audă cu mari de clipa noi, ca cerul adunat de nori în preamădul de liniște de ploi. Când depărtare-i doar cuvântul ce rostesc spre tine, te simt îmbrățișându-mă cu gândul și reînfloresc din pustiire. Șarpele. Stoluri de gânduri într-o coroană de spine adunate. Cu atât am plătit colțul nostru de vis. Lumea, o mână răstignită de păcate. Viața, mușcătură de șarpe în paradis. Timp. Suntem ca două jumătăți de pendulă în care timpul sună gol dacă nu batem prin anii vieții împreună. Iluzia,
Mie sufletul cușcă târzie de vise. Pe umărul meu plâng păsări cu aripi întinse. Poemiul lumii îl împarte ceasul de zăpadă înflorit. Iluzia din soare verde, în care fluturii mor. Sunt foarte încântată că m-am aflat astăzi de aici și vreau să o felicit pe doamna Maria Constantinescu. A scris niște poezii superbe, minunate și mi-a făcut foarte mare plăcere să le citesc. Felicitări! Am să încep cu poezia Destin. Am uitat mersul timpului, sensul secundei sprijinit în piatră, inima oprită la ora exactă a aplicării tale. Am uitat căderea lacrimilor într-un adânc de mare, zborul risipit spre nesfârșite, uitarea unei nopți care veghează, puterea mea de a muri și de a mă naște iar în tine. Dans. Când trupurile rămân încremenite, sufletele se alătură într-un dans tribal, într-un ritual instinctiv de tăcere, într-o enigmă. Dincolo de noi, Dumnezeu creează lumea fiecare zi. În ființa noastră se strecoară, se prelungește dragostea și moartea, în aceeași măsură, în cadența aceluiași tandem a sacului care își începe în profan existența. Zâmbetul tău amar. Din singurătatea bărbaților adun pietre aruncate cu zgomot în urma păcatului săvârșit, condamnat în femeie cu propria lor lașitate. De când te cunosc, aș putea spune că îl iubesc pe Iuda cu disperare, fiind complicea lui la propria mea vânzare. Frunzele cad într-o toamnă frumoasă, vinde-mă dacă vrei, dar nu arunca în mine cu pietre, cu pietrele ochilor tăi. Te plătesc, te plătesc cu aripile mele. Chiar dacă iubirea nu are preț, te cumpăr. Chiar dacă nu meriți, chiar dacă nu are rost, te mai cumpăr odată, așa cum ai fost. Urma străbunilor. Stau lângă tine pustie, visând sub infinit stelar. Noaptea rece și curată ca apa de izvor tresar. Vas de pământ, butas ce-ai încins în urma ta, viața străbunilor mei. Fărâmă de zăpadă, cer unui cuvânt nu-i nimeni ca să vadă că moartea miroase a pământ. Ziduri reci, din care bei nemurirea lor, peste ființa revărsată, pulbere de pământ. Poartă ferecată de zei, mă închizi din setea ta, pe mine și mă bei, ca oră, ca timp, ca veșnicie. Trup ars al străbunilor mei. Și din coace de put, care este memoria poetului Grigore Vuțu. Da. Am adormit cu gândul sprijinit de o mănăstire. Ai adormit și somnul tău e mai presus de fire. Frământ în palme vise și mă gândesc cine mai trece oare pe prut. Înspre noi, vorbind tirai românesc, se pune praful, frate, și să o vereți la tine. Și cimitir mânsul și mi te-a închis în sine. Pământul e negrăit, cu săbi și cu spini, lacrima noastră sapă, tunel până la tine, durerea ei va naște și creștetul tău prin. Grigore, frate, plânsul nostru strigă, te cheamă înapoi, Grigore, frate, și pământul tresare lacrimă cu noi. Ne-a despărțit în viață, ne mai desparte moarte, o vorbă mai temută, o clipă sferică. Mă doare, frate, amarnic mă doare gândul. Că merg la biserică fără tine, în sfânta zi de sărbătoare.
Felicitări, Amalia, pentru carte. Într-adevăr, ai o sensibilitate impresionantă, un condei fin, o inimă imensă, toate ușor atinse de o permanentă îngândurare, poate chiar de tristețe profundă. Dr. Radu Petru Șerban, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Japonia. Volumul de poezie Sayuri al Amaliei Elena Constantinescu mi-a produs o impresie tandră și dură. Viața e ca un glob de sticlă pe care trebuie să-l răstorni de câte ori vrei să mai mică. S-a spus că umanitatea omului este dată de limbaj. Am scris cândva că socotesc această afirmație ca fiind deficitară. Umanitatea omului este dată de poezie. Această luptă fără sfârșit cu realitatea crudă a vieții. Amalia Elena Constantinescu a știut să nu-și abandoneze adevărul în lupta sa cu viața, căci toți suntem obligați să dăm această luptă. Ea folosește cea mai puternică armă, poezia. Semnează academicianul profesor dr. Caius Traian Dragomir. O văd pe Amalia ca pe o ardentă căutătoare a absolutului și o dimensiune spre absolut ar fi și această dorință ei de a pătrunde în sfera ceea ce înseamnă geisha. Și chiar am un fragment din ceea ce a citit ea, din cuvântul autoarei la lansarea volumului Amintit. Și ea susține astfel ideea titlului acestui volum de versuri. Am avut-o în 2007, în cadrul unui curs de psihologie experimentală condus de doamna lector universitar Elena Angel Stănilă. Atunci am discutat despre simbolul psihologic al geișei și despre imaginea ei controversată percepută de noi prin literatură. Pe marginea acestei idei au fost scrise o serie de romane, mai mult sau mai puțin romanțate, dar și cărți documentare. Și Amalia vine cu niște foarte pertinente argumente și susține această idee. Eu vreau doar să vă subliniez că este interesată de psihologie și că este o fină observatoare a celor din jur, că și ea citește printre rânduri poate mai mult decât noi, mai ales sufletele copiilor, preajma cărora trăiește. Este absolventă a două facultăți, una dintre ele fiind biblioteconomia. Două știu eu, la masterat aflu și despre a treia de doctorand la litere. Și doctorand la litere, încă n-aș vin să se mai zice, asta știam. Este foarte iubită de copii și ea însăși, cât rămâne copilul etern, femeia copil, femeia înger, copilul teribil, pe care să știți că de când o cunosc, pot să spun cu mâna pe inimă că nu o concep altfel decât așa cum este. O făptură de Dumnezeu care este o minune a mâinii divine și care răspundește minune în jur, care răspundește dragoste și care trăiește înconjurată de foarte multă dragoste. Și este ceea ce îi doresc. Dragoste este substanța pe care o consider cea mai consistentă în ceea ce înseamnă Amalia Constantinescu. Este o personalitate care la o vârstă fragedă, iată că s-a plecat asupra atât de multor domenii, până într-acolo încât, iată, este și doctorand. Este prezența discretă, prin excelență angelico-feminină, care în colțișorul ei are legătura cu Dumnezeu, are legătura cu familia foarte strânsă și are un respect al înaltelor valori morale ale poporului și, în primul rând, în centrul vieții ei, vă spuneam, este Dumnezeu, de unde iradiază tot ceea ce face ea. Eu, pentru că e și ziua ei astăzi, a fost de fapt ieri, dar numai azi, nu e ieri, v-aș invita să-i cântăm la mulți ani, pentru că eu am dorit să facem asta în sala Asnova și invitați-mi pe domnul profesor Alexandru Lichiuș pentru partea de pian, dar putem să-i cântăm acum, așa, fără acompaniament, pentru că este ziua ei, are vârsta unui enfant teribil, unui petit prins, pic francez,
Așa că voi invit să-i cântăm și la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani trăiască, sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile semine și fericire, la mulți ani. Să trăiți! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Amalia să trăiască, Amalia să trăiască, la mulți ani! Amalia Constantinescu scovoară în poezie ca o candelă într-o răstignire. Luminând în lumină, ea ar putea fi suspinul și ar putea fi flacăra de dimineață a unei nunți așteptate și definitive. Poetul Daniel Morona, director fondator al revistei Vama Literar. Și închei cu scriitorul Emil Ungeanu, mi-a dat indicații prețioase cu el să deschid. Dar am închis cu el pentru că știu că este foarte aproape sufletește, este în termeni moderni vedeta inimii Amaliei, ori vedetele știți că interpretează, apar în scenă ultimele, da? Ce scrie domnul Emil Ungeanu? Pe semne florile, asemeni fetișcanelor, vor fi ajungând și ele la majorat tot la 18 ani. Dacă în acest matur volum de colecție, colecție Opera Omnia a apărut în 2013 la editura Moldova cu al său titlu exotic Sayuri, floare de crim, inspirat de Chiiko Sakamoto, eroina din Arthur Gold din Memoriile unei geișe, vedem un soroc prevestit de timpul unei flori. Debutul Amaliei Elena Constantinescu din 1995. Cert e că această fleur de lizare a blazonului poetei este semnul celor de viță nobilă, născuți adică cu cerneala în sânge. O certifică fără dubiu pătimașele psalmodii din ciclul Ușa de la Cer. Citez. Lasă-mă, Doamne, să dorm lângă poarta raiului. Ardoarea amorurilor lumești, ochii mei te mai strigă așteptând, măsurabilă doar cu inima oprită la ora exactă a plecării tale, fragilitatea propriilor idealuri, comparabilă cu a unei biserici dărâmate de un sol de zăpadă, și alte asemenea caligrafii ce ți-aduc aminte de corespondența în versuri a delicatei Izumi și Kibu din epoca Heian, unica din istorie în care a funcționat un minister al poeziei. Iar dacă în răstimpul de un mileniu trecut de atunci, iată, niciun taifun n-a izbutit să scuture florile confesivității lirice, înseamnă că azi, în epoca noului împărat Coca-Cola, zadarnic se tot ostenesc să le sufle poeților în lumânare, adversarii lumini. Semnează Emil Ungeanu. De la domnișoara Amalia rămâne, totuși, un briliant literar. Admir lucrarea dânsei. Și aș vrea să menționez faptul de că, dacă tot vorbim despre lucrări de asemenea dimensiune, trebuie să ne gândim bine că nu facem altceva decât o misterie. Asta face domnișoara gândind profund zalmosian, coborând și suind scările spre zeu, spre literatură, spre muzică, spre acest desen care îl vedem de la domnișoara acolo. Toate la un loc sunt înmărunchiate în priceperea noastră. Dacă nu le știm să le explicăm, nu știm să ni le însușim. Deci, rolul nostru aici este și acela de a ne însuși și de a propulsa mai departe literatura. Eu îi mulțumesc și o felicit pe dumneavoastră. Tălmăcitorii de poezie își descoperă limita înțelegerii în fascinația pentru perpetua metamorfoza a versului în oglindă multiplă a trăirilor, în funcția analogică și mnezică pentru viața interioară a spiritului trăitor, pe care, dăinuind în expresie dincolo de malurile escatologice ale ființării, marcate de Heracliteanu Pantarei, totul curge, versul le conservă asemenea unei monade amprenta inevitabilei treceri, semantica și sugestibilitatea sa căpătând reflexe de eternitate
din puterea magică a cuvântului de a trezi sufletul către o explorare din perspectiva avatarului existențial veșnic aceeași și totuși veșnic nouă, știindu-se că diferența specifică între spiritul normal și geniu constă din faptul că geniul decelează o lege de continuitate ce scapă spiritului normal. Astfel, polemica mereu spectaculară asupra valorilor situează creația poetică în inima realității, poezia vădindu-și puterea de dezmărginire a spiritului, propensiunea către generarea unui adevăr subiectiv, sursă de viață și valori, în chiar pasivitatea aparentă, conținând germenii unei voințe tainice pe care, iată, toți cei ce ființează într-o poezie o simt, o analizează, o revelează. Citind volumul Clipe și gânduri ale Amalie Elena Constantinescu, am avut sentimentul că o voce inspirată, moderată, răbdătoare și nu doar retorică, ori apodictică, deschide o perspectivă totodată obiectivă și subiectivă asupra creației unor importanți poeți adunați prin cuprinderea profundă și largă a spiritului poetei ca într-un memento spiritual, serafic și sugestiv spre a deschide în străfundurile inimilor meza imagistică întreținută de clișeul poetic. Avatar inițiatic și intuitiv al tălmăcirii poetice, convertindu-se în epopeia cunoașterii. Fie că este vorba de interviu, precum acela cu pictorul Gheorghe Aștileanu, autorul frumoasei imagini de pe coperta volumului, Cai alergând în aurora boreală, fie că este vorba de grațioasa tălmăcire interpretativă a poeziei unor nume de referință, Grigore Vieru, Ion Popescu Țireteanu, Vavila Popovici, Elisaveta Novac, Catrinel Popescu, Alora Albulescu-Șerp, Liliana Rus, Magda Grigore, Denisa Popescu, Daniela Voiculescu, Ana Maria Ivănescu, Ana Coste, Anca Dobre, Diana Atanasiu, Ioana Adelina Dobre, Livia Ilcău, Rodica Cicală, Corina Elena Preda, Anton Florin Boța, Adam Petre, Mircea Băsilă, Mircea Meleșteu, Constantin Mândruță, Ștefan Doncea, Victor Vișinescu, Traian Vasilcău, Sorin Burete, Florin Oancea, fie că este vorba de interpretarea prozei contemporane a unor nume precum Constantin Fântâneru, Mihail Ghițescu, Ion Lică Vulpeș, Marin Ioniță, Vasile Ghițescu, George Rizescu, Aurel Sasu, Floriana Jucan, ori că este vorba de amintiri cu preoți, purtători și propagatori ai harului teologisirii în vederea revelării unor sensuri noi și profunde ale credinței strămoșești, amintindu-se preasfințitul Galinic, Leon Dură, Cristian Tabără, Daniel Grigore, Nicolae Arsenie, Nicolae State Burluș, Ion Popescu, Gheronchie Puiu. În fine, vocația teologisirii este evidentă în paginile referitoare la sfinții Grigore Palama, Iacob Monahul, Ioan Damaschin, Evanghelistul Luca, iar bucuria credinței în evocarea concertului de colinde al lui Ștefan Hrușcă. Exemplare prolegomene teologice reprezintă paginile privitoare la ultimul păcat al lui Iuda, considerat un seism spiritual pentru întreaga lume creștină, cele privitoare la mistica luminii, un simbol al urcușului duhovnicesc, cele privitoare la scrierile lui Dan Brown, Sângele Sfânt și Sfântul Graal, cele privitoare la perechea adamică într-un paradis terestru cu referințe la vocația intelectuală a credinței, ilustrată de personajul Victor Petrini, erou al romanului Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda, ale cărui relații interpersonale fac obiectul unei admirabile analize literare. Alte capitole tratează psihologia bărbatului modern în viziunea lui John Eldredge, o evocare alături de Pavel Cunceanu și de profesoarele Elena Smaranda și Liliana Aronene, al lui Grigore Vieru, prin recitări ale elevilor Alexandra Bătlun, Crina Lungu, Raluca Biță, Georgiana Barbu, Ana Zegheru, Raluca Radu, Anca Țicu, Roxana Dițulescu, Loredana Stănescu, Nicoleta Preda, Ana Barbu, Mădălina Teodorescu, Marta Oprea, Denisa Radu și Marius Peleu. Articulată prin unitatea stilului și diversitatea perspectivelor de interpretare, cartea constituie o admirabilă expunere a tainicelor chemări ale spiritului creștin ortodox în lumea diversă și problematică în care trăim. Am fost pentru prima ei lansare de carte și de atunci am remarcat că în această ființă pe care dumneavoastră o veți aici în față este rezultatul unei dragoste fantastice, unei dragoste părintești. Ea a fost înconjurată de părinți, de mamă și de tată, domnul profesor Constantinescu, care este un vechi prieten al meu, maică-sa, care este de-a fel o distinsă doamnă. De la început am văzut cu câtă căldură a fost înconjurată această ființă pe care dumneavoastră a văzut. De atunci, de la prima lansare care s-a produs acum 7 sau 8 ani, și care 95. Deci 9 ani, așa cum știu. Da, 9 ani. Și atunci, la prima lansare,
Știu că ne-am deplasat undeva în nord, unde domnul profesor Constantinescu... 1995, aproape 20 de ani. Salut! Da, da. Ne-am luat... Da, da, da. Și am fost împreună și într-adevăr am sărbătorit-o ca început. Dumneavoastră n-ați fost dintre figurile pe care le întâlnesc astăzi aici, n-a fost nimeni la acea întâlnire de primă lansare a cărții acestei poete, care este o poetă autentică. Nu știu dacă dumneavoastră ați remarcat, sunt poeți care se detașează prin autenticitate, prin veracitate, prin discursul poetic, prin puritatea cuvântului. Ori Amalia este una dintre ființele, dintre poetele, și o văd și aici și pe Conița Lena, care și ea este o poetă remarcată, precum și, într-adevăr, sunt înconjurați în această adunare, sunt foarte mulți oameni dintre, eu știu, elita literaturii noastre argeșene. Și din punctul meu de vedere, am spus că n-am să vedem, știu că nu sunteți, eu știu, dorniți să fiți pisați la cap cu cuvântări din astea aride și fără sens. Însă, din punctul meu de vedere, am vrut să spun doar două cuvinte, să o felicit pe Amalia și să-i spun din toată inima că am iubit-o de la început, continui să o iubesc, i-am urmărit întreaga ei evoluție și nu pot decât să mă bucur pentru că a avut, eu știu, și ocazia să fie prezentată de una dintre cele mai reprezentative comentatoare literare din orașul nostru. Eu vă spun sincer că văzându-le în clipa în care am intrat aici în sală, am făcut legătura dintre inocența Amaliei, dintre ceea ce spunea mai devreme Alora despre femeia copil și inocența care ține de jocul de copii, de ludicul acesta nestăpânit, de mișcarea păpușii pe care în ziua de astăzi nu mai trage de sfori, pe care domnișoara a ținut să mi le înfățișeze atât de frumos. Domnișoară Diana, cine ești, de pe ce planetă vii, pe ce planetă vrei să ajungi, ce relații, cât de strânse crezi că vor fi relațiile tale cu oameni? Deci pe ce planetă vii prima dată? Către publicul larg să privești. Tot de pe Pământ. Așa. Din România. Și unde aș vrea, pe ce planetă aș vrea să ajung, ar fi Japonia. În Japonia. Exact. Cum ai descoperit Japonia? Printr-o simplă joacă. Te rog frumos să ne povestești. Mai întâi m-am îndrăgostit de arta lor, de desenele lor, de picturile lor, de tradiții, mai ales de cheișe. Cu asta am început prima dată. Apoi încet, încet, despre de aceste desene. De cât timp desenezi? De 7 ani. Am înțeles că tu ești bursieră, da? Ai o bursă pe care ți-o oferă liceul. Da, da, da. Te ajută bursa în relație cu studiul artelor? Mai mult este o pasiune și mai mult și tata și părinții mei. Da. Ei, ce-i cu aceste desene? În ce fel sunt legate ele de Japonia? Tiparul, în ce fel este legat? Ele se numesc animeuri. Animeuri? Da. Da, de la animație. Este considerată tot o artă, da. La fel ca arta gheișilor. Numai că această artă este exclusivă copiilor. Aha, cum puteți observa, copiilor, da. Deși și adulții sunt foarte interesați. Benzi desenate, da? Benzi desenate. Manga se numește. Circulă, da. Da. La liceul Ion Barbu, ce profil, la ce profil studiezi? Matematică, informatică. Și ce vrei să faci mai departe? Medicină. Și cu desenele animate? Aceasta este mai mult un vis copilăresc și neîmpărtășit, pe care într-o zi, de aceea vreau să ajung în Japonia, într-o zi vreau să-mi îndeplinesc. Dar cum am realizat faptul că aici nu se practică așa ceva. M-am gândit la o carieră mai de viitor, dar nu voi renunța. Da? Este visul meu. Mm-hmm. Să nu rămâi, e un sfat prietenesc, să nu rămâi o veșnică maică, te rog din suflet. Cred că merit să devii vieși. Mulțumesc, da? O iubesc pe doamna Amalia Constantinescu și cred că nu sunt singura persoană din această încăpere care simte o adevărată stimă și o profundă dragoste față de dânsa.
I-ai citit volumul ăsta, exact. Iuri? Da. Și am și poezia asta, Iuri, în față. Da? Vrei să ne citești? Să o ascultăm și pe artista, da? Pe grafician. Vă rog frumos să mă scuzați pentru emoții. Nouă ne plac oamenii care se emoționează ușor. Dar am să o citesc din suflet. Te rog. Și din inimă. Sayuri. Adun din Japonia un cântec de ploaie, un colț de poveste divină. Adum săricia ta toată, Sayuri, 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 lumină. Punem în palme apa căcătoare, numele tău în lume pierdut, puținul foc, puțină floare, în mâna care scrie lină, rămâne chipul, chipul tău, Sayuri, Sayuri, copil. Când veșnicia se întoarce, crepsi edric și rămâne trează, doar timpul tău se mai strecoară, Sayuri, Sayuri, picioare. În lumea ta de toate sunt, iubirea e precum o nișă, e plânsă vremea ei de veche, dulce Sayuri, dulce cheșă.